Bună dimineața și pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu, binecuvânteze, Sfântului Frații și lor oameni buni, prieteni care uitați la noi. În această dimineață m-am gândit să stau și eu la masă, să beau o cafea și să mai povestim câte ceva. Dar acum Nora mi-a duce aici o părpuriuță și un cuțit să tai puțin. Vreți, Nora? Da. Nu trebuie părpuriuță. Bună! Așa nu. Bună dimineața și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Acum ne-am scolat toți. Da. Suntem la masă, vorbim cu voi. Da. O să vedeți ce facem. Sigur, bine. Îmi tai și o bucată și cu o bucățică de... cum se numește? Cozonac. Cozonac. Și beau o cafea acum. Că dimineață, așa zicem, bem o cafea. Până încolo după masă, după aia avem de mers unde la poștă, la poștă, de acolo trebuie să mergem la social. De anul trecut trebuia să mergem, dar deja s-a schimbat anul, acum suntem în 2024, suntem în cât? În 3, cred că. Nu? Nora? În cât suntem astăzi? Stai că mă uit la telefon, mă. Da, astăzi suntem în 3, da. Da, în 3. În 3 suntem astăzi. Trebuia deja să mergem, să ne rezolvăm problemele cu ajutorul Domnului. După care, nu știu, o să mai vedem astăzi ce face. Acum stăm și noi la o cafea. Pe dimineață, aici e și Sora Valerica. Da. Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea. Eu nu mai ce m-am trezit până am dormit toată noaptea. Trebuie să mă duc și eu să văd să pot să fac dinții. Da. Că să vă spun, nu să rup dinții. O minună. Da. O minună ce ai pățit. O minună. Te-ai dus ieri când ne-am dus acolo pentru telefon. Da. Și am stat la rând 2 ore, îți dai seama cât am stat la rând. M-am dus să-mi cumpăr un sandwich. N-am mai știut ce să mai fac acolo. 2 ore să stai pentru 3 minute care ne-au spus acolo ce ne-au spus. Și eu m-am dus până la Acțion, că am zis să cumpăr niște hârtii pentru imprimantă la băiatul cel mai mare, ca să ne facă, să nu mergem aici să dăm banii. Și am dus să mă duc să cumpăr hârtii din alea. Și am cumpărat hârtie din aia. Am stat și acolo la rând, când am văzut ce rând e acolo la Docs. Nu o să mă mai duc la acțiunul ăla niciodată. Ce rând? Am stat și acolo, Doamne, zic, dar și aici stau la rând. Nu, bun, am stat la rând. După aia m-am dus acolo tot la telefoane. Doamne, nici acum, zic că Abel trebuia să ne scrie pe televizorul ăla ca să ne așteptăm rândul. Zic că Abel, nu avem nici acum, nu-i rândul nostru? Nu, mamă, mai așteptăm. Deja zice Abel, da, deja a trecut 40 de minute, zice, cât am stat aici. Nu, ce să facem? Stăm. M-am dus acolo pentru că mi-am luat telefonul ăsta și... Nu mă cărca să are așa, nu-i din ăla ce să vede, că zici că e iPhone, dar nu e iPhone. Nu e iPhone, e Samsung. E Samsung, da. Zici că e iPhone, care e rotundul ăla, știi? Mm-hmm. La cărcasă. Dar acum la toți mai pune așa. Da. Dar mi-am luat telefonul ăsta și nu ține bateria. Da. Și se încălzește. Pentru că nu trebuie să filmăm, Marcel, da, aia. Da. Eu când m-am dus acolo, zice domnul de acolo că nu are problemă, că în timp de o lună de zile, dacă face tot așa, atunci să mă duc el înapoi. Eram obligată să mergem să ne cumpărăm telefon, pentru că când puneam 2 filmări pe zi, nu mai intra în filmare, intra cu greu. Trebuia să așteptăm 2 zile până intră a 2-a filmare. Da. Așa de greu. Și am zis să filmăm pe 2 telefoane, când facem câte 2-3 filmări. Nu. Și ce am vrut să spun? M-am dus să-mi cumpăr un sandwich. Da, cu asta e treaba, da? Cu dintele. Am mâncat sandwich-ul și mai aveam puțin. Și mi s-au rupt dinții. Mi-au rămas dinții în sandwich. Nu mă zic. Nora, ai mâncat? Ai mâncat acum ceva? Ce să fac? A, trebuie să mă duc să văd să pot să-mi fac și nu vrei dinții, să mănânc ceva. Dinții, nu știu ce să fac, dar aici
Dinții sunt foarte scumpi și... Da, hai să-l arăt pe Iosif, că Iosif mănâncă. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Și pacea Domnului! Da, pentru că Nora nu mănâncă așa de dimineață, nici eu nu mănânc așa de dimineață, noi bem un ceai. Eu nu vreau să mă arăt în cameră că numai ce m-am trezit. Și să vă spun, da. Ce ai pățit cu dintele tău, dragă? Ce ai pățit? De să rup dinții mei. Te-ai dus să mănânci un sandwich? Aici, în Belgia, oameni buni, frați și surori, prieteni care îi uitați la noi, dinții sunt foarte scumpi. Mult, cât ajunge, 7-10.000, poate și mai mult, 15.000. Te-am pun dinți. Toate dinți, că tu nu ai, toate da, dinții, aproape da. Că nu ai, n-ai nimic, trei dinți ai tot în gură. Da, am avut, să vă spun... Proteză, da. Doamne, nu-i rușine, că doar da. Toată lumea și ia proteză. Salut. Și în două, asta de partea de jos și partea de sus, au căzut un dinte. Acum, ce să fac? Pentru mine e foarte greu și sunt foarte necăjit, pentru că trebuie să mă duc la biserică. Da, nici nu să poți să vorbești, uite. Trebuie să predic, să vorbesc și nu mai pot. Acum, nu știu ce să fac. Aici dinții foarte scumpi. Să mă duc să-mi fac proteza aia, nu știu cât o să ceară. Iar o să ceai o grămadă de bani. Am fost odată să-mi fac proteza de jos, care era ruptă. Da, s-a rupt în două. S-a rupt în două așa. Și mi-a cerut să plătesc eu de la mine 300 sau 350, cam așa ceva, și restul să plătească ei, vreo 900. Să deci plătească socialul. Cam 1300-1400 de euro. Da, să-ți facă înapoi proteza. Da, proteza. Da. Pentru că ei au spus foarte așa, când faci 50 de ani, ți-au trimis mesaj de acolo de unde ți-ai făcut proteza și... Când la 50 de ani îți face pe gratis. Da. Și pe la urmă trebuia să dai 300 de euro, că au spus că restul plătește socialul. Da. Și trebuia să dai 300 de euro. Dar nici nu mi-a făcut așa bine. Și nici nu a făcut-o bine, da. Nu mi-a plăcut. N-ai putut să o ții în gură, da. Și te-ai dus înapoi cu ea. Și au mai făcut, au răsplălit-o și au făcut o prea subțire și s-a rupt iară. Da, s-a rupt iară. Na, așa. Și acum s-a rupt dintele de la ea. Da, și acum nu știu ce să fac. Și acum trebuie să mergem iar acolo înapoi să vedem ce facem. La dinții, să văd. Da, nu mai acolo, Marciu, să nu mai mergem acolo. Hai să mergem la Bruman, la spital, să nu mai mergem acolo la... Să vă spun, prima dată când mi-am pus dinții, tot socialul mi-a pus dinții, aici, și m-am dus acolo unde spune Valerica acum la Bruman, era o femeie, Dumnezeu să o binecuvinteze. Așa dinții m-au făcut. Da, era bun. Extraordinar de frumos și de bun. Te-a ținut? Foarte bine. Și să știți că m-a ținut aproape 10 ani. Aproape 10 ani de zile m-a ținut cu dinții aia. Nu. Până la urmă, unii... nu știu ce au să rup și ăia, Valerica, până la... Da, da. După 10 ani. Da. Da. Da, m-a ținut vreo 10 ani. Și m-am dus să-mi fac alții, că au zis că, așa cum a zis Valerica, că am făcut 50 de ani și îmi face pe gratis și mi-au făcut vai așa mare. Da. Acum sunt foarte trist. Pentru că nu mai am din și trebuie să mă duc la biserică și... Și trebuie să mănânci? Asta e cel mai important, că nu poți să mănânci, Marcel. Nu mi-e așa, nu m-am zis, pentru că nu mai pot să predic, nu mai pot să vorbesc. Vorbesc așa, cum aș fi, mă concentrez ca să nu... Mă păstru ce să vorbesc, că... Da. E greu. Asta e. Cu dinții e foarte greu. E greu. Aici e foarte scump. Da. Aici 500, 600 un dinte. Da, un dinte. Da. În România... Da. Câte? 3.000. Ca în toată dantura mea. Da, în România e mai ieftin, Marcel. Toată dantura și de jos și de sus. Da. Cam atât. Ia seama, de unde bani? Acum... Acum ce să facem? O să vedem noi cum o să facem. Da. Da. Nu știu ce o să facem, da. Uite. Mă foarte bine. Mergem la poștă, nu? Trebuie să vină Abel cu noi. Eu nu știu acolo ce să fac, ce să spun, ce să fac, cum să fac pentru YouTube-ul ăsta, nu știu. Mm-hmm.
A, nu știu ce să facem, că nu se trimis și pe aia, spune. Da. Cum îi spune? O vedem. Am mâncat Iosif. Uh-huh. Bravo. Nu. Noi am dormit, când ne-am trezit, Nora ne-a spus că a făcut un filmuleț. Da, Nora a făcut singură un filmuleț și a spus să-i punem singură filmulețul, da. Acum o să vedeți și pe Nora acolo. Acum Nora stă la televizor. Stă și ea la un ceai de dimineață. Da, a băut un ceai. Să mai vorbește cu voi. Să mai încălzește. Ca să... Da. Iosif, așa. Să mai încălzească un pic. Ce fac? Să pun aici așa, ca să stea și Nora și Iosif la masă. Că, nu, să mai lăsăm un pic sau vă tăiați așa, stai să... Nu vrei că camera și nu poate pe ei. Dimineață. Nu vrei? Nu. Nu vrei să... Da? Vrei să mănânci? Da. Așa. Da. O, oh, Doamne! În timpul ăsta văd că ieri toată ziua a plouat. Dar toată ziua, dar și toată acum ziua, începe, uite, ziua. Uite că și acum. Toată ziua a plouat ieri. Da. Și acum mai picur așa puțin. Da. Da. Nu ești prea mult? Da, nu ești prea puțin. Așa. Prea mult dulce. Nu așa bun. Ți-ai mai tot vorbit cu acolo și vrei. Așa. Mersi. Și eu acum, Nora și pe Iosif, aia sticlele alea din fața mea, Nora. Așa, ce aia lampă? Hârtia dă-o mai încoace, mai încol. Că nu se vede. Așa. Stai să iau. Mm. Punga aia de pâine iau de acolo. Așa. Se vede. Bun. Așa mai sunt, eu știu ce mai trebuie să... Da. Aie? Așa... De dimineață, cum am trezit, te-a dat ploaia. Văd că acum nu mai dă ploaia. Uh-huh. Și ce ai făcut în ora astăzi de dimineață? Ia spune și... Am stat cu prieteni de vorbă, le-a spus ce am făcut. Ce? Le-a spus să se abonează la canalul nostru pe YouTube. Da? Da. Și ce mai făcut? Să dăm mai departe, să arătă la prietenii mei. Ei, asta bine, lor, foarte bine. Așa mi-am spus pe videoul meu, numai video-ul meu, eu sunt supărat. Ei, vezi, poți să faci și tu. Dacă te scoți de dimineață, poți să le spui la prieteni bună dimineața, să mai vorbești cu ei, nu. Dacă le place până să facă așa toată dimineața, eu le fac și dacă sigur. Le place să-mi trimite acolo în comentarii. Eu, sigur. Dacă le place să fac video așa, da. Dimineața singur.
Acum o să te întrebe, prieteni, foarte multe întrebări acolo. O să le răspunzi la întrebări, nu? Am spus, am trimite acolo în comentarii. Da, sigur. Și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Da. Canalul soției mele, Valerica Ianovici. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mai departe, să vadă toți oamenii să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Da. Chiar vă rugăm. La oamenii voastre, la frații voștri, la prietenii voștri, da, care le aveți, la toți să le pune, da, le spune și sigur, să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Dar bineînțeles că nu este obligat, dar noi vă spunem. Da. Pentru că sigur, așa se spune. Foarte bine, Nora, așa se spune, da. Da. Așa se spune, să dea un like, să apasă pe, da, clopoțel, să se aboneze, da, da, un coment. De tot. Așa se face. Beau cafeaua mea. Nora, nu vreau să mănânc, că prea dimineață. Da? Da. Păi a băut ceai, Nora. De multe ori este de dimineață, de nu pot să mănânc, de fel. Cam așa e, da, sigur. Prelice, acum. Și eu beau cafea, mai lasă puțin. Prelice, da. Așa un pic, nu? Ca să bem cafeaua. Așa, ce să vă spunem, frați, surori, ce am mai făcut voi, dacă ați început munca, vă rog frumos să ne spuneți și nouă, noi vorbim cu voi și dacă toți sunteți prietenii noștri și ne iubiți și ne apreciați, așa e frumos. Mai povestim, voi ne povestiți și nouă, da, noi vă povestim, da, vouă, ce, da, facem, da, așa e. Dacă ați început munca, dacă mergeți la muncă, dacă nu știu acolo că mai sunt niște surori care sunt pensionari, care sunt acasă, nu. Mare și eu. Iosif era vânzător la școală. El a avut a făcut școală de vânzător. Vânzător, da. El a lucrat acolo. Dar ia că l-a dus, cum să mai spun, cine l-a dus? Să meargă la muncă. Și a venit nenorocirea mare pe el. Hai că trebuie să mergem la poștă, să vedem ce facem acolo și probabil că, nu știu, mai continuăm cu filmarea, are 27 de minute. Nu mai continuăm, atâta. Da, bun. Vă spunem la toți oameni buni, da, zi binecuvântată de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă aibă în paza Lui oriunde vă duceți, oameni buni, prieteni, frați și surori. Și dacă aveți de comentat la acest video, vă rog frumos să dați un coment și cei care nu s-au abonat să vă abonați, să apăsați pe clopoțel să puteți să vedeți și următorul video și până data viitoare vă spunem la revedere tuturor, o zi binecuvântată, la revedere!